Luăm Scripturile în față, să deschidem inimile și în această seară să împărtășim împreună despre alți doi oameni lui Dumnezeu, despre doi proroci din tema noastră, proroci și prorocii, doi proroci din Vechiul Testament, este vorba de Ahia din Silo și Mica fiului Imla. Pe paginile Scripturii, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, această temă a prorocilor este foarte vastă. Întâlnim proroci și în Vechiul Testament și în Noul Testament, întâlnim și astăzi. Numai că paralel cu acești proroci lui Dumnezeu care n-au lipsit și nu vor lipsi niciodată, a avut și diavolul prorocii săi mincinoși, care uneori nu sunt chiar așa ușor de depistat și Biblia spune, a spus chiar și Domnul Iisus în persoana aceasta, că vor înșela pe mulți. Deci felul diavolului de a lucra se aseamănă uneori atât de mult cu felul Dumnezeu de a lucra. Eu am spus că în unele situații sunt imagini, sunt lucruri la care, la o privire superficială, la o primă privire, nu știi exact a cui operă-i, a Dumnezeu, a lui Dumnezeu sau a diavolului. De-abia când te uiți mai cu băgare de seamă, mai doar când asculți cu luarea minte, poți să descifrezi cine este acolo autorul, Dumnezeu sau vrăjmașului Satan. În cartea profetului Amos, în capitolul 3, versetul 7, este un cuvânt care ne vorbește despre necesitatea prorocilor, despre felul că Dumnezeu niciodată nu se poate abzice de proroci, nu-i poate abandona această lucrare. 3:7, Amos. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Deci Dumnezeu nimic nu face mai înainte de a vesti prin prorocii săi, într-o formă sau alta, ce urmează să facă după aceea. Iar în Isaia, capitolul 44, tot în privința aceasta, citim în versetul 7, cine a făcut ca prorocii ca mine, zice Domnul, să spună și să-mi dovedească? De când am făcut pe oameni din vremurile străvechi să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Dumnezeu este un specialist în prorocii. Nimeni nu l-a putut egala, ci și-a dovedit superioritatea în privința aceasta prin lucrarea prorocilor săi. Dar așa cum spuneam, și vă rog să deschideți la 2 Cronici 18, Satan se luptă și el în paralel cu proroci mincinoși, cu duhuri de minciună manifestate prin prorocie. 2 Cronici 18:19-21. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab să se suie la Ramot în Galat? Versetul 20. Și un duh de minciună a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și vei zbuti, ieși și fă așa. Nu putea fi altfel amăgit. A fost cea mai bună metodă de a fi amăgit acest Ahab aici, prin aceste duhuri de minciună puse în gura prorocilor falși. Și pentru că aceste lucruri sunt atât de sensibile și atât de dificile uneori, vreau să intrăm acum în studiul biblic referitor la acești doi proroci și să mai înțelegem câte ceva, pe lângă ceea ce știm, din felul în care Dumnezeu și vis-a-vis diavolul lucrează. Să luăm întâi așadar pe Ahia din Silo. Textul de bază este la 1 Împărați 11 și apoi la 1 Împărați 14.
Și vom studia ca de fiecare dată mai întâi viața prorocului și apoi activitatea lui. Cu 29. În vremea aceea, Robam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo. Cât privește viața lui, din puținele date care le avem, rezultă că a fost un om care a trăit o viață obișnuită sub domnia lui Ieroboam, a lui Solomon chiar și a lui Roboam. Întâlnim chiar și în versetul 29 citit că era îmbrăcat cu o haină nouă, numai că sub un imbold profetic a rupt acea haină nouă și a împărțit-o în 12 bucăți. O viață obișnuită a oamenilor din vechime, care nu aveau câte rânduri de haine avem noi, de aceea și spunea să nu oprești haina omului peste seară, că e singura lui învelitoare. Și Noul Testament spune, cine are două haine să dea la cine n-are, că nu oricine își permitea să aibă două. De regulă, oamenii aveau o haină, cea de corp și mantaua pe deasupra. Și acum îl întâlnim pe acest proroc cu o haină nouă. Numai că atât de mult a ținut la ea sau n-a ținut sau l-a încercat Dumnezeu încât la o prorocie s-a ales fără de ea. Nu știu exact dacă după asta tot una nouă și-a mai făcut sau și-a luat una mai veche. De asemenea, cât privește viața sa obișnuită, citim în capitolul 14:4 că la bătrânețe a ajuns să-și piardă vederea, 14:4. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii se întunecaseră de bătrânețe. Vedeți, sunt mai multe situații în Vechiul Testament, cum este și cazul lui Isaac, când de bătrânețe au ajuns să vorbească. E adevărat, la alții scrie, cum este cazul lui Moise, la 120 de ani vederea nu-i slăbise. Nu este bine să dăm noi rezultatul de ce anume și-a pierdut acest om vederea la bătrânețe. Eu, din toate astea, aș înțelege că a fost un om cu o viață obișnuită. O haină nouă, una veche, la bătrânețe ca și oricare altul, un om obișnuit între oameni. Așa după cum despre Ilie citeam noi, unul din locuitorii Galadului. Un alt aspect al vieții lui Ahia, îl citim în 2 Cronici, capitolul 9, unde ni se spune că acest proroc, lucru valabil de altfel pentru majoritatea prorocilor din Vechiul Testament, el a fost și scriitor. 9:29. Celelalte fapte ale lui Solomon, cele de întâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia din Silo. Și referitor la faptul că parte din timp, din viață, și-a petrecut-o ca proroc, parte ca scriitor, am putea spune, potrivit cu situația de vremea noastră, că în parte era bugetar. Nu lucra în producție. Și aici, în textul din 1 Împărați 14, citim că Ieroboam a spus nevestei sale să-i ducă un dar atunci când se duce, 14:3. Ia cu tine 10 pâini, turte și un vas de miere și intră la el și îl va spune ce va fi cu copilul. Evident că nu era un om care prorocea pe bani. Și de asemenea Samuel a ajuns la bătrânețe și a putut să spună cui v-am luat ceva. Mărturisiți că vă dau înapoi. Noi însă totuși știm din 1 Samuel 9 că atunci când Saul s-a dus cu sluga sa, i-a spus ce se duce omului Dumnezeu. Deci se obișnuia în vremea aceea și a fost preluată aceasta și în Noul Testament, oamenilor care erau prinși mult în slujbă sau cu probleme la împărăție, cum era acest scriitor, oameni din țară să le ducă anumite daruri atunci când treceau pe la ei. Evident că oamenii lui Dumnezeu nu au pretins așa ceva. Nici nu au râvnit în interiorul lor. Situațiile care au făcut excepție de la această regulă sfântă, cum este cazul lui Gehazi, a fost lovit de lepră, cum este cazul lui Balaam, a sfârșit într-o rătăcire.
Deci să facem diferență între aceste situații. În al treilea rând, cât privește viața sa, pentru că nu sunt date suficiente detalii, putem să mai înțelegem, de exemplu, din 14 cu 18, unde scrie așa la moartea sa. L-au îngropat și tot Israelul l-a plâns, e vorba de acel copil al lui Roboam, după cuvântul Domnului, pe care îl spusese prin robul său Ahia, prorocul. El a recunoscut la bătrânețe acum ca robul Domnului. Era vestit numele său și așa era el cunoscut în țară, ca un rob al Domnului, într-o vreme când sub Ieroboam poporul se străcase. Și în versetul 2 aici scrie așa: iată că este acolo Ahia, prorocul. El mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Și la începutul domniei lui Roboam și la sfârșit, indiferent de mersul lucrurilor în jur, indiferent de circumstanțe, de mersul poporului, acest Ahia a rămas robul Domnului. Și a putut să primească și să transmită cuvântul lui Dumnezeu în orice vreme. Haideți să privim mai îndeaproape însă la activitatea lui, care este redată mai pe larg decât viața sa. Două prorocii avem al acestui om pe paginile Scripturii. Prima prorocie referitoare la ruperea împărăției și faptul că Roboam va fi împărat peste 10 seminții, iar cea de-a doua prorocie se referă la moartea acestui copil al lui Roboam și sfârșitul acestei case, acestei dinastii. Să privim mai întâi asupra primei profeții din 1 Împărați 11. În primul rând citim versetul 31 și 32. Și a zis lui Ieroboam: ia-ți 10 bucăți după ce și-a rupt haina, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Dar el va avea o seminție din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o dintre toate semințiile lui Israel. În primul rând, i-a prezis viitorul. Ca proroc, i-a spus ce se va întâmpla. Împărăția se va dezbina și 10 triburi îți vor reveni ție, 2 vor rămânea atașate de casa lui David. Împlinirea acestui lucru a fost, după cum bine știm, și puteți doar să vă uitați fără și din vreun verset, aici în capitolul următor, în capitolul 12, cu titlul Dezbinarea împărăției. Așa a prorocit despre viitorul statului Israel, așa s-a întâmplat. În al doilea rând, nu doar că a fost vestit viitorul, dar au fost date motivele acestei acțiuni pe care Dumnezeu o va întreprinde. Dumnezeu nu doar că nu face nimic în viitor fără să spună prorocilor, fără ca prorocii să transmită, dar nu face fără să spună și de ce face așa. Știți ce spune cartea profetului Amos? Pentru 3, ba pentru 4, de-aia fac așa. Deci aici sunt exprimate acum motivele pentru care Dumnezeu a dezbinat împărăția. Să le privim așadar. 11 cu 33. Și aceasta, deci viitorul acesta, se va întâmpla pentru că m-au părăsit și s-au închinat înaintea Astartei, zeița sidonienilor, înaintea lui Chemoș, Dumnezeul Moabului, și înaintea lui Milcom, Dumnezeu fiilor lui Amon. Și pentru că n-au umblat în căile mele, ca să facă ce este drept înaintea mea și să păzească legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon. Așadar, motivul principal a fost idolatria. Aminteam noi la vremea cuvenită că de fiecare dată când Israelul a fost alungat de la fața lui Dumnezeu, capul principal de acuzare a fost idolatria. Aceasta l-a dărâmat și pe cel mai înțelept împărat, pe Solomon. Acest mesaj a fost prefinalul împărăției lui Solomon. Un împărat atât de înțelept, dar care a căzut la acest examen al idolatriei. Există și răspunsul mai departe. Pentru ce numai 10? De ce nu 12? Versetul 34. Nu voi lua din mâna lui toată împărăția,
căci îl voi ținea Domn în tot timpul vieții lui pentru robul meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile mele. Și apoi, versetul 32 și 36, dar el va avea o seminție din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului, cetate pe care am ales-o din toate semințile lui Israel. Și 36, voi lăsa o seminție fiului său, pentru ca robul meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea mea, la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să-mi pun numele în ea. De ce a făcut Dumnezeu numai așa? Ca să se împlinească planul său. Cum că David nu va fi lipsit de urmaș, cum că Ierusalimul va fi ales. Dumnezeu, chiar dacă face unele abateri de la plan, le face în așa fel ca cuvântul lui dat anterior să nu fie călcat în picioare. Pentru că Dumnezeu cunoaște din start tot ce se va întâmpla. Și toate abaterile care apar pe traseu nu modifică planul lui Dumnezeu inițial sau veșnic, cum este numit în Noul Testament în Efeseni. Dumnezeu tot ce face, face calculat. Dacă toate 12 ar fi revenit lui Roboam, tot ce a prorocit Dumnezeu până atunci s-ar fi dat peste cap. Dar Dumnezeu este înțelept și prorocește ca atare. Și concluzia acestor motive o găsim în versetul 39. De ce s-a întâmplat așa? Voi smeri prin aceasta sămânța lui David, dar nu pentru totdeauna. Aici e concluzia. Pentru că s-au bătut, îi pedepsesc. Dar nu pentru totdeauna, pentru o vreme. Iată de ce Dumnezeu a făcut așa. Să rețineți acest principiu al lui Dumnezeu în mesajele sale. Dumnezeu procește totul înainte de a face, dar explică de ce face așa. Își motivează acțiunea. Spune de ce și cum, de unde și până unde. Apoi mai departe, din acest mesaj profetic, să ne uităm ce revine lui Roboam în plan individual. Sunt unele mesaje poate date pentru casa noastră sau pentru biserică și noi așteptăm să se împlinească. Dar poate dumneata, ca și membru al acei case, sau pentru cei care sunt în slujbă, sau pentru un oarecare altul, le revine de făcut ceva. Și aici citim că partea lui Roboam, versetul 37, era: pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul. Vei fi împăratul lui Israel. Aparent, nicio condiție. Pe tine te iau și te pun unde e grădina mai frumoasă, peste tot ce îți place. Tu ești de acum numărul unu. Dar continuă prorocia și spune așa, în versetul 38, după ce încă mai spune o făgăduință, partea a doua versetului: îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David, și îți voi da ție pe Israel. Dar între aceste două făgăduințe, la începutul versetului 38, apare condiția: dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele, și dacă voi face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, așa cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine. Și continuă ce am citit noi până acum: îți voi zidi o casă. Dacă faci tot, îți fac tot. Cum faci, așa fac și eu. Există o proporționalitate aici. Ce i-a vestit Dumnezeu lui David puțin în urmă, și vă rog să aruncăm o scurtă privire în 2 Samuel 7, și țineți, dacă vreți, deschisă Biblia și aici să vedeți ce asemănare între o prorocie la Ieroboam și una la David. 2 Samuel 7, de la versetul 11. Ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, ți-am dat odihnă izbăvindu-te de toți vrășmașii tăi și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Și încă David spune în versetul 18, dar cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de mai făcut să ajung unde sunt? Ce i-a spus Dumnezeu lui David? I-a spus lui Ieroboam. Cu David s-a întâmplat? S-a întâmplat. Și-au domnit după el mulți din fiii lui. Și în final s-a născut din seminția sa Domnul Iisus. Ieroboam, un singur copil a mai domnit după el. De ce? Pentru că nu s-a încadrat în condiții. Cum faci, așa-ți fac. Împlinești tot, tot împlinesc. Noi nu știu cum s-ar fi derulat în istorie cu aceste două dinastii, cu Ieroboam și cu David.
Dar Ieroboam nu s-a ținut și Dumnezeu a revenit totalmente asupra făgăduințelor sale. Să fim atenți că Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date, nici de chemarea făcută, dar când nu rămânem în condițiile sale, în ascultare, când apare acest condițional dacă, Dumnezeu totul, așa cum spune Ieremia 18, zic despre un popor, îl zidesc, îl sădesc și poporul acesta se întoarce, îmi pare rău și nu mai fac nimic. Ce se pare că e capricios Dumnezeu? Nu-i capricios, suntem capricioși noi. Că după ce ne spune că ai Roboam, îți dau tot ce-ți dorește sufletul, tot nu stăm cu minți. Și atunci nu este în legalitate Dumnezeu să revină asupra făgăduințelor sale? Bar este numai pe drept. Că în timp ce noi ne lăsăm, alții se pocăiesc și fac acel din pildă. Du-te în viața mea să lucrez, nu mă duc. Și pe mâine se duce și eu nu m-am dus. Cui să-i dea Dumnezeu salarul mie că am zis azi că mă duc sau la ăla că lucrează mâine? Nu este drept la cel care lucrează? Cât privește următoarea prorocie, cea din capitolul 14, este tot în dreptul lui Roboam. Vedeți, dacă prima prorocie a fost, am spune noi, pe teren, s-a întâlnit pe drum cu Ieroboam și a spus, ia 10 bucăți. A doua a fost la domiciliu. Am putea trage o concluzie că prorocii au și muncă la birou și pe teren, sau la domiciliu, mai exact spus. Și acasă, și pe teren. Și ei trebuie să fie gata în oricare din acestea situații ca Domnul să-i folosească. Întâlnim, aminteam noi, și în cazul prorocilor din Noul Testament, aminteam la Agag și la Anania, când și-a luat brâul lui Pavel și s-a înconjurat cu el. Și aici, și-a rupt haina. Prorociile se pot da și în aceste imagini. În fel și fel de moduri poate Dumnezeu să lucreze prin prorocii săi. Să vizualizeze evenimentul care va avea loc. Asta este hotărârea sa în ce fel vrea să lucreze. În capitolul 14 avem o prorocie tare rea despre Roboam. Dacă în prima a fost atât de optimistă și Roboam a fost favoritul Israelului la acel moment, parcă-ți vine să crezi acum că nu tot l-au prorocit și că e vorba despre altcineva, dar e vorba despre același proroc, despre același personaj, Ieroboam. Aici începe prorocia puțin diferit, în 14 cu 7 și 8, nu este prezis mai întâi viitorul, ci este adus omului în față tot trecutul. N-ați întâlnit imagini de genul acesta? Prorocii în care ți se vestește viitorul, cum a fost prima. Altele în care tot trecutul se aduce în față. Pentru Dumnezeu e tot una. Să se uite prin parbriz în față, ori în oglinda retrovizoare. Și spune ce e în față sau ce e în spate. Aici în versul 7 și 8 scrie așa. Du-te și spune lui Roboam, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Am putea face o mică paranteză aici. Dumnezeu poate să transmită mesaje ca printr-un poștaș, nu doar prin proroc. Prin cineva, du-te, spune lui cutare. Nu este greșit și această modalitate. Domnul Dumnezeului Israel, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetene peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat o ție. Și n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ceea ce este drept înaintea mea. Îi amintește lui Roboam ce a fost până aici și apoi îi dovedește vinovăția, versetul următor. Tu ai făcut mai rău decât tot ce a fost înaintea ta. Te-ai dus ca să-ți faci dumnezei și chipuri turnate ca să mă mâni și m-ai lepădat înapoi a ta. Care a fost păcatul lui Solomon când i-a dat Dumnezeu împărăția la Ieroboam? Idolatria. Care a fost acum păcatul lui Ieroboam? Idolatria. Este păcatul problemă și în zilele noastre. În Apocalips, asta e păcatul zilelor noastre, idolatria. Închinare la fiară, asta va fi idolatrie. Același păcat. Și îi rostește apoi sentința. Pentru ei, la rând, am putea spune mai întâi pentru copil, că pentru copil a venit să întrebe, versetul 12 și 13, tu, îi spune mamei copilului, scoală-te și du-te acasă.
Și când îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Așa după cum scrie în cartea Eclesiastului, că fie nașterea și are vremea ei și moartea, Dumnezeu a știut. Atunci când pășești în cetate, atunci moare. Tot Israelul va plânge, a spus și ce va fi în jur și îl vor îngropa, căci este singurul din casa lui Roboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Roboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Am putea de aici spicui ceva. Dumnezeu vede la un copil cât ar fi de mic, dacă e bun sau dacă e rău. Dacă moare unul și de 5 luni, Dumnezeu poate să-l judece liniștit. Și mai mic poate să fie. Dumnezeu știe ce este în el și poate să-l judece după acest lucru. A fost singurul în care s-a găsit ceva bun și Dumnezeu l-a luat. Apoi a rostit sentința pentru restul casei, versul 10. De aceea, voi trimite nenorocirea peste casa lui Roboam, voi nimici pe oricine este în casa lui Roboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Roboam cum se mătură murdăriile, până vor pieri. Cel ce va muri în cetate din casa lui Roboam va fi mâncat de câini, cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Versetul 14, Domnul va pune peste Israel un împărat, care va nimici casa lui Roboam în ziua aceea. Și nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta? Păi nu s-a întâmplat chiar atunci. Dar Dumnezeu a început să lucreze, poate la inima poporului. Poate să pregătească oamenii care să vină împăratul următor, care a fost după Nadab, este vorba de Baeșa. Dumnezeu a spus că va muri, cum vor muri și în ce fel, cine va omorâ. Totul a fost dat pe față, după cum va să lucreze Dumnezeu. Ba, pe deasupra a mai fost dată sentința și pentru tot Israelul, versetul 15. Domnul va lovi pe Israel și Israel va fi ca trestea clătinată în ape. Va smulge pe Israel din această țară bună pe care duse părinților lor și va împrăștea dincolo de râu, pentru că și-au făcut idol, idolatria asta. Mânind pe Domnul, voi părăsi pe Israel din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât, pare o că în forță i-a târât pe țara aceasta, în care a târât pe Israel. Vinovatul principal a fost Ieroboam, dar a avut și poporul partea sa de vină. Când un popor se duce cu cei mari și cu cei mici, când o adunare se duce de râpă, când o casă se prăbușește cu cei din frunte, cu părinți, cu copii, vinovați principal sunt cei care conduc, dar parte de vină o are tot poporul. Pentru că acceptă, fie așa o târâre, nici Ahab cu Izabela în frunte nu i-a putut târât pe cei 7.000. Dar s-a lăsat târât, ca și în povestea lui Trifa cu lanțul, cine s-a ținut de lanț, nu? Dacă nu vrei, nu te poate forța. Pe unii care n-au vrut nici Nebucadnețar nu i-a târât pe cei trebuie să se închine la zei în Babilon. Nu i-a putut târâ. Mai degrabă au acceptat să intre în foc, dar nu au acceptat să se închine la aceste lucruri. Rețineți, a scăpat un copil curat. Cât de mult alege Dumnezeu? Nu, ni se pare că Dumnezeu uneori funcționează așa la grămadă. Nu, Dumnezeu cu deamănunt analizează tot. După cum scrie în Isaia, trestea frântă, nu o rupe. Mucul care încă fumegă, nu-l neglijează. Unul dacă este acolo. A spus că dacă e 10, iartă Sodoma și Gomorra, atât dacă a fost numai 2, 3 sau 1 poate în final neprihănit. A lăsat acolo? Păi dacă n-a lăsat aici un copil mic să sufere pedeapsa, l-a luat înainte. Și aceste profeții despre felul în care s-a adeverit pedeapsa Domnului s-au împlinit pe etape. Pentru copil s-a împlinit aici. Imediat, spune versetul 17, cum a atins pragul casei, copilul a murit. Pentru casa lui Roboam s-a împlinit după câțiva ani, citim în capitolul 15, de la versetul 29, întoarceți pagina. Când s-a făcut împărat Baeșa, a ucis toată casa lui Roboam. N-a lăsat să scape nimeni cu viață, ci a nimicit totul, după cuvântul pe care spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo. Frați și surori, noi ne bucurăm de harul de a avea mesaje.
Nu disprețuiți prorociile, se spune în Noul Testament. Spune Habacuc 2, așteaptă-le. Urmăriți-le dumneavoastră cum se vor împlini în timp. Dintr-o prorocie, parte din ea s-a împlinit în ziua aia. Parte s-a împlinit după câțiva ani. Și restul pentru Israel s-a împlinit după sute de ani, într-o singură prorocie. A fost pe felii, nu s-au împlinit toate odată. Pentru că pentru Israel de-abia s-a împlinit în 2 împărați 17, când au căzut în robie sub împăratul Osia, au fost duși de asirieni în cetățile lor. Dar s-a împlinit totul cu lux de amănunte. Acestea sunt cele două mesaje precizate în Biblie despre acest proroc Ahia din Silo. Ele sunt atât de diferite, atât de contrastante parcă. Și când te gândești ce făgăduințe a avut Ieroboam și unde a ajuns, măcar că a văzut ce a făcut Dumnezeu cu Solomon, nu și-a pus la inimă, exact cum îi spune Danielului Belțașar în cartea profetului Daniel, așa parcă s-a întâmplat și aici. În capitolul 5, versetul 22. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Și te-ai înălțat împotriva Domnului Cerurilor și ai făcut ceea ce ai făcut. Și s-a întâmplat și cu el poate mai rău decât cu primul, cum și mai întâi, două aspecte referitor la viața sa. A fost un om, acest Mica, de puțin succes în viață. A dus o viață izolată. N-a avut trecere. N-a fost un proroc bine cotat, nici căutat. 18 cu versetul 7. Zice Ahab, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun. Imaginați-vă să treci într-o țară și să fie o persoană non-grata pentru împărat, o persoană nedorită. Îl urăsc. Apoi, versul 23. Atunci Zedechia fiul lui Kenana, apropiindu-se, l-a lovit pe Mica peste obraz. A avut parte și de bătaie. Apoi, 18 cu 12. Solul care se usese să cheme pe Mica a zis, iată prorocii cu un gând proces de bine, cuvântul tău să fie ca al lor, intimidarea. Păi numai tu ești altfel. Zici și tu ca ei. O viață de ură, de izolare, o viață de bătaie și de intimidare și presiune asupra sa. Ba chiar mai mult și temniță. 18 cu 26. Și spuneți, așa vorbește împăratul. Băgați pe omul acesta în temniță și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până mă voi întoarce în pace. Iată ce viață a avut omului Dumnezeu. Mulți proroci au avut asemenea vieți triste. Amintiți-vă numai de Ieremia și de alții care au stat ban temniță, ban groapă, ba flământ, ba bătut. Mulți au suferit asemenea situații. Îndeoseb când conducerea Israelului a fost una idolatră. Haideți să privim acum la viața sa. Avem o prorocie aici despre Ahab, o prorocie, așa cum spune și Ahab, nu prorocește nimic bun. Se vede că mai prorocise până atunci despre Ahab. Dar în același ton, nimic bun. Da? Întrebarea este și normală. Ce ai putea proroci despre Ahab bun? Și Ilie tot rău i-a prorocit, odată au găsit și Ilie ce să spună bun, că s-a smerit Ahab, dar una singură a fost. Dar rest, numai rău au găsit să prorocească despre el. În capitolul 18 scrie aici, de la versetul 18, un aspect care mai citim și din alte părți ale Scripturii referitor la prorocie. Și Mica a zis, ascultați dar cuvântul Domnului. Ce este de fapt prorocia? Deschidem la Maleahi 1 cu 1. Prorocia, virgulă, cuvântul Domnului. Prorocia este efectiv cuvântul Domnului. Amintiți-vă când a dat Dumnezeu legea pe Sinai. A vorbit cu putere, se zguduia muntele și poporul de la poalele muntului auza vocea de sus,
voce care ulterior a fost scrisă, cuvinte care ulterior au fost scrise pe cele două table de piatră. Și mai aducăm un cuvânt din Ieremia 23, versetele 18, și 22. Mica spunea acolo că el a fost prezent la sfatul Domnului în ceruri și spune aici versetul 18: cine a fost de față la sfatul Domnului ca să vadă și să asculte cuvântul lui? Cine a plecat urechea la cuvântul lui și cine l-a auzit? 22. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să întoarcă de la calea lor ce rea, de la răutatea faptelor lor. Iată cum privește Scriptura pe un proroc. Un om care a fost prezent la sfatul Domnului, în mod simbolic, evident, nu se duce prorocul acolo în ceruri. Dar cam așa ceva ar echivala prorocia. Ca și cum iese un purtător de cuvânt a unui președinte, care a fost înăuntru în sala de conferințe, sau de anumite discuții, iese afară și dă publicității ceea ce s-a discutat înăuntru. Cam așa ceva este prorocul. Ca un om care ar fi fost răpit în ceruri, a stat acolo la ședințe în tronul lui Dumnezeu și vine și spune exact ce a spus Dumnezeu. Mica așa ceva a spus. Am văzut pe Domnul, sunt acolo. Și iată și iată ce s-a pus la cale și dă aceste detalii, cum scrie, revenim la 2 Cronici, capitolul 18, versetul 15. Și împăratul a zis, de câte ori va trebui să te pun să jur că nu-mi vei spune decât adevărul în numele Domnului? Avea Mica această temere, această responsabilitate, că ceea ce spune în numele Domnului trebuie să fie cu adevărat în numele Domnului. În al doilea rând, referitor la faptul că a prorocit rău despre Ahab, cum am citit în versetul 7, și în versetul 17 reia Ahab spunându-lui Iosafat, nu ți-am spus eu? El nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău. Poate că ați întâlnit și dumneavoastră proroși care vă prorocesc bine și cunoaștem cu toții situații de proroși care ori de câte ori te duci, te îmbucură puțin și te bagă cel puțin într-a întâia. Dar ne place să acceptăm și proroși care ne prorocesc rău? De fapt, Mica a prorocit rău? N-a prorocit rău, că a spus exact cuvântul Domnului, a fost în tron, la sala lui Dumnezeu, sus, în Duhul, sau știu eu cum a fost, dar a primit un mesaj concret de acolo. Dar a prorocit rău pentru că starea lui Ahab era ca atare, nu? Putea să prorocească bine? Aș vrea să înțelegem, spune și versetul 11, și toți prorocii au prorocit la fel zicând, suie-te, că își vei avea izbândă. Uite că alții proroceau bine. Nu vi s-a întâmplat și dumneavoastră să aveți unii care vă proroces bine și alții vă proroces rău? Sau poate unii care sunteți proroci despre cineva, sunteți în grămada care proroceți bine despre unul rău? Sau despre cine rău proroceți rău? Prorocia trebuie să fie ca persoană. Dacă este rău, cum a fost Ninivenii, cum a fost prorocia? 40 de zile și gata cu voi. Despre cine este bun, prorocia trebuie să fie bună. Spunea Domnul prin David, cu cel bun, Domnul este bun. El este bun cu toți, dar cel puțin din punct de vedere acesta de vedere al prorociei, prorocia este așa cum ești. Dar cei mai mulți proroceau bine. Numai că în contrast cu Ahab, avem pe Iosafat aici. Și vă întreb, spune aici, în 18:4, după ce Iosafat acceptă să meargă la război, spune aici, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. De ce Iosafat n-a făcut nimic fără să întrebe pe Domnul? Și când te uiți astăzi la unii lideri care ei nu întreabă pe Domnul, ei sunt mai mari ca Iosafat. Iosafat a spus, nu vin până nu întreb pe Domnul. A spus, în principiu sunt de acord. Ești cu scrul meu, suntem cu toții izraeliți, vin. Dar numai să întrebăm pe Domnul.
Oamenii lui Dumnezeu niciodată n-au făcut nimic fără să întrebe pe Domnul, pentru că nici Domnul nu face nimic până mai întâi nu prorocește. Și atunci cum așteptăm să facă Domnul ceva prin noi, dar întâi să nu prorocească? N-are logică. Întâi Domnul prorocește înainte de a face, dar tu, înainte de a face, accepți fără prorocie? Înseamnă că nu lucri cu Dumnezeu pe o mână. Că El nu face până nu prorocește. Tu de ce faci până nu auzi prorocia? A, Iosafat n-a fost de acord cu așa ceva. A spus, întreabă-te, rog, acum cuvântul Domnului. Și încă ceva, Iosafat este pe unul care nu-l duc prorocii unde vor. Împăratul a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis să ne ducem la luptă. Și i-a spus, suie-te și Domnul va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai ai niciunul? Băi, Iosafat, ce-ți mai trebuie? 400 nu-ți ajung? Mă, de ce nu fi crezut Iosafat ăsta, măi? Ceva nu-i se prindea lui becul verde. Nu. Nu îi părea lui ceva în regulă. Dar nu mai ai niciunul? Poate știai, Iosafat, că trebuie să fie unii care spun așa, să fie contrazicere, cum spun filozofii, că în lumea asta binele și rău trebuie să fie în contradicție? Iosafat n-a putut fi derutat, a spus, nu mai e niciunul. Ba da, mai e unul, știi? Și Samuel era să o pățească așa, când i-a văzut pe toți fiii lui Isai, a spus, dar din ăștia sigur. Nu, încă unul, dar nu e aici. Și a venit și spune Iosafat în finalul versetului 7 să nu vorbească împăratul așa. Și într-adevăr a venit omul acesta și de-abia atunci Iosafat a fost mulțumit. De-abia atunci a înțeles așa ceva, ceea ce se va întâmpla și ceea ce va face Dumnezeu. Cât privește mesajul propriu zis, citim în versetul 16, auziți prorocia. Pare ca o explicație a unei vedenii. Văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis, oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă. Apoi versetul 24, vei vedea, mai prorocește acum și la unul, la Zedechia, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie să te ascunzi. Ci prorocii exacte. La subiect. Dar ăștia alți, știți cum proceau? Și-au făcut niște coarne, uite, cu coarnele astea le vei bate pe sirieni. Unde fiți coarnele? Le-au fi uitat Ahava acasă când au plecat la război. Nu s-a adeverit nimic. Nici vorbă de coarne. Coarnele au fost la sirieni și l-au împuns pe el la încheietura platoșei. Ceea ce vreau să mai amintim și îmi place tare mult aici, siguranța lui Mica ca proroc. Extraordinar. 400 să prorocească într-un fel și tu așa să fiți de sigur pe tine. Și dacă n-a vorbit Domnul prin mine, uitați, versetul 27. Dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine. Și apoi a zis, voi toate popoare auziți. Ce siguranță a avut acest om al lui Dumnezeu. Ce sigur era el pe cuvântul Domnului care l-a primit. Poate prorocea rar. Ăsta nu era căutat, nici cu daruri, nici fără daruri. Cel puțin de ăștia de teapa lui Ahab. Ăsta nu mergeau. Nu știu exact dacă Iosafat a știut de el sau n-a știut. Și ceilalți proroși păreau siguri. Știți, cu cornile astea, pe unde a ieșit Duhul Domnului din noi? Păreau și ei siguri, așa-i? Măi, nu știu exact într-un lor cât erau de sigur, dar oricum, Duhul ăla de minciună le-a dat o siguranță falsă, o nădejde oarecare. Dar ce diferență între siguranța unora și altora? Cât a ținut siguranța unora? Până a primit vestea, nu? Că s-a dus Ahab și scrie aici, i-a prorocit Mica, de aia ne-a rămas și asta, cum fugea ăsta din odaie în odaie să ascundă. Cum nu-i mai găsi pe prorocii ăștia. Erau într-o localitate câțiva proroci. Și unul a văzut că nu sunt în regulă și a spus unuia care era în slujbă mai în vârstă, zice, oprește. Și las că se oprește că e singur. Și pe vreo 10 ani să vezi că nu-i mai capi pe aici. Sunt ascunși din odaie în odaie. Că nu s-a adeverit spusele.
Și se ascund singuri, uneori. Asta este rețeta la care apelează uneori Dumnezeu. Dar ăștia și din temniță sunt scoși afară și când vine împăratul Babilonului, îi spune, ia-l pe Ieremia încoace. Acum uite, s-a împlinit tot ce a spus Dumnezeu. Să ai certitudinea și ca predicator că poți în ziua aia să stai în picioare cu Biblia cum ai sta la amvon. Să poți să stai în ziua aia pe genunchi, așa cum ai prorocit, și când prorocești, și când se împlinește. Cum spune Pavel, știu în cine am crezut. Siguranța aceasta care vine de la Dumnezeu și Dumnezeu să ne-o dea tuturor. Vreau să privim în încheiere recapitulativ spre cei doi proroci deosebiți. În primul rând, ce înseamnă a proroci bine sau rău? Considerăm că a proroci bine înseamnă nu a proroci cuiva că o să-i meargă bine, ci a proroci exact ce se va întâmpla, spunând adevărata fața a lucrurilor. Ahia despre Ieroboam prima dată a proroci de bine, nu? A doua oră despre Ieroboam a proroci de rău. N-a fost prorocul bun? Evident că a fost bun, nu se poate pune la îndoială așa ceva. Mica despre Ahab n-a putut proroci decât rău. Vă spuneam că excepție face Ilie cu o prorocie în care a prorocit de bine că n-a murit, n-a venit nenorocirea în timpul vieții sale, că s-a smerit după ce a ucis via lui Nabot în mod indirect prin Izabela și oamenii din Israel. Am putea să extragem o definiție de aici. Prorocii buni sau prorocii lui Dumnezeu prorocesc de bine, ei prorocesc numai bine, evident, dar prorocesc de bine pentru oamenii care fac binele și de rău pentru oamenii care fac răul. În schimb, prorocii răi, ăștia prorocesc de bine la toți. Însă poate la aia care fac bine să le spună rău. Poate fi situația asta. Dar la cei răi, îi răspund numai de bine. Cum e plină cartea profetului Ieremia. Veți avea pace chiar dacă faceți cum, așa mergând mai departe. Prorocii de genul acesta. Ați face un bine prorocului dacă vedeți că prorocește de bine când dumneavoastră nu sunteți bine. Să-l sesizați. Vezi că m-ai confundat. Asta nu-i starea mea. Starea mea este o alta. Dacă vrei, mă mărturisesc. Și spun că alta este starea mea. Iar cine apare ne prorocește de rău. De regulă spunem noi și este un adevăr biblic. Nu prea are Dumnezeu ce lăuda la noi. Și de lăudat, așa câte puțin. Și apoi mai degrabă de demonstrat, de îndreptat. În al doilea rând, am citit aici în 1 Împărați 14:5, i-a spus Dumnezeu lui Ahia, înainte de a veni nevastă lui Roboam. Domnul spusese lui Ahia, nevastă lui Roboam are să vină la să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav, să vorbești așa și așa. Că ea va veni și se va da drept alta. Ca proroci aveți de a face cu fel și fel de oameni care vin la voi. Nu toți sinceri și bine intenționați. Alții ca Ahab te cheamă numai ca să le dovedească altora că nu ești bun. Alții merg cu un fals înaintea ta. Dar dacă ai stat la sfatul lui Dumnezeu, poți să spui așa și așa și numai așa. Există o legătură între trăirea prorocului și mesajul prorocului. Pentru că în 2 Cronici 18:13 scrie despre Mica așa. Mica a răspuns. Viu este Domnul că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu.
Spuneam că oamenii aceștia și-au dus o viață sfântă. Ahia mergea pe drum și dintr-o dată trebuie să prorocească. Dacă în momentele alea el cugeta la lucruri rele, putea să primească un mesaj de la Domnul? Altădată poate era dimineața, bătrân, acasă sau seara, știu eu. Și vine asta la el. Dacă el nu era într-o formă bună, dacă Mica nu era la îndemâna Domnului, înainte de a veni acest sol al împăraților, avea revelația aceea? Amintiți-vă de Petru, în Fapte 10. Înainte să sosească oameni din Cezarea de la Corneliu, el deja și primise telegramă de la Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia puteau să spună ca și acest Mica, ăsta e Dumnezeul meu cu care trăiesc, căruia îi slujez zi de zi. Și el mă științează despre ce vine, despre felul lucrărilor în care vor veni. Dar cine nu trăiește ca și ăștia alți și ca și alți proroci, despre care scriu profeții mici, că erau cu o viață străcată, ce să prorocească ăștia? Ar fi putut să spună așa ceva? Nu. Prorocia are o strânsă legătură cu viața prorocului. Și în al treilea rând, asta în dreptul nostru, ca unii care ascultăm, ca unii care auzim prorocii, ca unii care trebuie să credem în prorocii, dar să nu înghițim orice, să fim animale curate care rumegăm, Ieroboam și Iosafat, când au fost în stare bună, au acceptat prorocul bun. Ahab a putut să accepte prorocia? N-a putut să o accepte. Nu a putut să o accepte. Starea ta bună, după cum starea bună a prorocului are legătură cu mesajul, să știi că și starea ta are legătură cu mesajul. Dacă o să accepti o asemenea prorocie, să știi că nu ești în regulă. Când te deschizi în fața unui proroc fals, ești pe aceeași undă cu el? Doar într-o stare bună ai o deschidere față de oamenii lui Dumnezeu. De ce Ahab a avut deschidere față de prorocii lui? Erau ca ei și ei ca el. Și erau unii ca alții. Există această demarcație dintre prorocii lui Dumnezeu și prorocii cei falși. Ce credeți că i-a prorocit Mica de rău până atunci la Ahab? Ce să-i prorocească? Sigur, despre Izabela și despre păcatele sale. Dar ceilalți au prorocit de rău? I-au spus păcatul? Păi mai ținea Izabela pe acolo? Păi cea curățenie urgent. Există această legătură. Care sunt prorocii tăi favoriți? Verifică-ți-i. Întreabă pe Iosafat, Ahab, dacă ești. La ce proroci îți plac? Ăștia îți plac? La ei ai deschidere? Sau ești Iosafat și Ieroboam în prima fază care ai deschidere față de alți proroci? Ăștia nu mă duc. Poate vin cineva la Arad, spune, auzi, vreau să mă duc la un proroc bun. Și noi mai știm în Arad și în jurul Aradului, din ăștia 400 ori mai rămas, n-au murit toți. Și dacă nu ești în regulă, acolo îl duci pe prietenul tău, la Ramotul din Galat, să-l omoară sirienii. Suite! Numai înainte! Dacă ești în spiritul lui Iosafat, în spiritul lui Roboam, care știa, măi, o fi plin de proroci, dar eu știu unul acolo în silo. Aici o spus, ăla s-a împlinit. Mai este unul undeva. Nu că neapărat numai unul mai este. Dumnezeu mai are. Și ar fi bine să fie cât mai mulți. Dar de regulă, cei mai mulți sunt mai mulți. Și cei mai puțini sunt mai puțini. După numărul credincioșilor, nu? Închei aici și să ne rugăm Domnului, ca proroci care sunteți,
să ne accepte Domnul la sfatul său în ceruri. Și nu cumva să ducem oamenii în rătăcire, să-i trimitem în locul unde să moară. Prorocii aceștia au trimis omul la moarte. Dar proroci buni au spus, nu te du acolo. Iată care e păcatul tău. Iată de ce se face așa lui Solomon. Iată de ce ți se face așa ție, Ieroboam. Ce mare diferență. Față de ce proroci ai deschidere? Cum îi socotesc că-ți prorocesc, bine sau rău? Uită-te la starea ta. Uită-te și în cuvânt. Prorocia trebuie să fie într-o strânsă concordanță cu cuvântul. Dacă prorocul spune că este bine și cuvântul nu este valabil pentru tine la fel, dar nu modifica Biblia. Prorocia nu este infailibilă, cuvântul este infailibil. Domnul să binecuvânteze și prorocii și pe cei ce se duc la proroci. Și pe cei care nu sunt cum trebuie, ce să zicem despre ei? Să ierte Domnul, să-i îndrepte pe calea cea bună. Dar până un altă să nu mai prorocească, că mașinii nu se repară în timpul funcționării, numai trase pe dreapta. Dar pe dreapta, spre împărăție, nu spre stânga. Amin. Domnul să-i îndrepte pe toți.